Tot în această perioadă, după data de 15 octombrie, vom convoca și Comisia de Inventariere a Arborilor de pe raza Municipiului Roman. Între timp, colegii mei de la Direcția pentru Servicii Edilitare încep inventarierea acestor arbori și ulterior, odată cu reunirea acestei comisii, se va identifica soluții pentru fiecare în parte, fie arbori care vor trebui toaletați și, dacă va fi cazul, dar doar pe cale de excepție, arborii care vor trebui doborâți. Așa cum bine știți, în urma anumitor discuții lansate în spațiu public, primăria municipiului Roman a plantat foarte, foarte mulți copaci. Numai anul trecut cred că avem plantați peste 8.000 de arbori pe raza municipiului Roman și trebuie să înțelegem până la urmă cu toții că acești arbori, din păcate, da, ca și oamenii, au o durată de viață limitată. Și atunci când aceștia pun în pericol bunurile personale sau chiar viața persoanelor, trebuie luate anumite decizii, însă noi mereu vom compensa an de an prin acele plantări anuale pe care le facem.